Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor. Hey, hey, cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Jake, sunt un pop, un factor, un artist, un spot. Cutia lui Barba Albastră. Hei! Omule, revista mea săptămânală despre farse încă n-a sosit. Săptămânal cu farse? E așa de incult. Ii, supermarketul face reduceri, perfect! Aici, Morga, murim să vă mulțumim. Te-am prins. Săptămânal farsorilor, cum aș putea să vă ajut? Treaba asta nu îmbătrânește niciodată. Câteodată chiar urât să lucrez pentru această revistă. Ascultă, Gerald, am o nouă misiune pentru tine. Grozav, ultima dată când mi-ai dat una, am petrecut două zile luptând cu un urs grizzly, știi? Asta a fost una bună. Nu, Gerald, asta e pe bune. Vreau să organizez un concurs de farse pentru revista noastră ce va atrage interesul tuturor participanților de farse de pe aici. Ce zici? Și fără resentimente în legătură cu ursul. Băiete, dar farsele lui Larkin au ajuns stupide. Hei, Jervis, despre ce farse vorbești? Haide, Larkin, știi tu despre ce e vorba? Despre hârtiile lipite pe spatele elevilor. Desenele de pe tablă. Și returile de la pantofi legate. Cât de stupid poți ajunge? Doamne, dar farsele astea-s de nimic? Trebuie să vedem cine e responsabil. Am o reputație de apărat, totuși. Un concurs ar atrage interesul? Hai să vedem. Nu ai putut să reziști, nu-i așa, Harvey? Ce? Bine, asta e. Voi face acest concurs atât de neinteresant și de plictisitor, încât va trebui să înrolăm pe altcineva. Desene stupide ale studenților? Băiete, Jervis avea dreptate, Lick și Lick n-au nicio idee cum se face o farsă. De unde știi că au fost ei? Un ochi sensibil pentru detaliu, un nas pentru indicii ascunse, iar cel mai important, s-au semnat. Abia aștept să văd fața lui Larkin când va fi învinovățit pentru trucurile noastre. Da, poate va primi, știi tu, o pedeapsă. Gata jocul, prieten, toate farsele astea stupide care ne-au condus înspre voi. Eu chiar nu știu despre ce vorbești. Hai, de cine ar scrie lovește-mă? Lovește-mă! Da, bine, pe asta am făcut-o noi. Dar nu a fost stupidă. Da, a fost, știi tu, destul de deștepte. Are au fost farse deștepte? Ei bine, desenul de pe tablă n-a fost chiar așa de rău. Eu te-aș putea depăși și cu ochii închiși, Larkin. Da, și am putea o face fără să știi tu, să ne deschidem ochii de asemenea. Ce spui despre niște scuze înainte de a te bumbăci? Andy, știi că vei întârzia la doctor. Doctor? Da, știam bubițele astea contagioase pe piept, mă înțelegi? Plictisitor! Îmi place! Cucu, chiar? Absolut! Asta e cea mai bună idee care ți-a venit vreodată! Săptămânalul meu de farse a venit în sfârșit. Organizează un concurs, câștigătorul fiind acela care creează cea mai elaborată farsă fără să se folosească de nimic. Incredibil! Premiu? Super! Narator, NASA, rețete, nasuri, notări, năsurile notarilor. Ce? Asta e? Nimic? Sub categoria de nimic? Ce vei face?
Trebuie să trimitem prin e-mail propunerea noastră până la sfârșitul zilei. Aha! Hai să facem o plimbare. Gândesc mai bine când merg. Dar dacă am folosit un miros, nu-l poți vedea. Da, dar tehnic tot e ceva, nu? A? Ce se întâmplă? O pungă ciudată de hârtie a fost lăsată înăuntru și am eliberat zona până nu determinăm ce este în pungă. Dă-te înapoi. Este aproape ca în filme. Nu așa de repede, domnule. Tu nu înțelegi, mi-am lăsat untul de alune și sandwich-ul cu jeleu acolo, nu vezi? Pot să merg să-l iau? Era într-o pungă de hârtie maronie. Gata, oameni buni, nu e nimic de văzut aici. Continuați să vă mișcați. Wow, nu-mi vine să cred că a putut să provoace așa o încurcătură. Nici mie. Dar acum știu cum să fac farsa mea. Haide, avem un e-mail de trimis. Aceasta, prietene, va câștiga concursul pentru mine. Despre ce e vorba? Un animal? O scrisoare? Un vehicul? Nu, asta e doar o cutie goală. Și vom scoate ceva din ea ca un fort sau un șir de lămâi? Nu, doar o vom lăsa să stea acolo. Bine, dar fă-mă să înțeleg. Cutia asta nu conține nimic și cu asta crezi că vei câștiga tu concursul? Danny, uiți care e natura acestui concurs, pe cuvânt. Trebuie să câștigăm folosind nimicul. Dar ce e cu cutia? Cutia este doar un înveliș a ceea ce folosesc, iar ceea ce folosesc este... Nimic? Exact! Și-ți garantez că numărul următor al săptămânalului farsorilor pe prima pagină va scrie Andy Larkin, cel mai mare farsor din lume! Dacă așa spui tu... Bine, a sosit timpul pentru operațiunea Marele și Grasul Nimic. Ești sigur că va merge? Desigur. Vezi tu, Danny, nu ceea ce este în cutie contează, ci ceea ce cred oamenii că este în cutie. Unde pot să găsesc mănuși cu un costum protector pentru tot corpul care să-mi permite să mă descurc cu materiale colectate dintr-o misiune intergalactică, vă rog? Scuzați-mă, duceți mâncare pentru un imens ierbivor nocturn care mănâncă grăunțe din specia mamut, cumva? Doar din curiozitate, dacă aș avea o plantă carnivoră, Venus Flytrap, mâncătoare de oameni, cât de des ar trebui să o ud? Dacă se întâmplă să găsească cineva rămășițele înghețate ale unui om prins timp de milioane de ani în ghețarul munților stâncoși, va fi la fel de interesat muzeul să-l scoată la vedere? Îmi trebuie permis pentru a pilota un micuț microelicopter cu un singur motor sau pur și simplu am nevoie de o îndemânare de a conduce o bicicletă? Ar fi igienic să beau direct din cupa Stanley sau ar trebui să folosesc un pai? Trebuie să-ți spune, Andy, dragă, toată lumea e curioasă să afle ce e în cutie. Nota! Da. Vă rog! Turneul East Geekel la Cross? Nu mi-amintesc să fi auzit de un turneu. Nici eu? Asta e pentru că nici nu va fi unul, nu-i așa? Și ce dacă totul face parte din planul nostru, știi tu, inteligent de a folosi nimic pentru concursul săptămânalului? Dar voi parcă nu folosiți un poster pentru a face asta. Turneul la Cross, mâine după amiază, nu ratați! Ce e cu toate posterele astea, a? Taci, ne vom ocupa de ele mai târziu. Eu nu cred că va apărea la turneul vostru fantomă. Și de ce nu? Hei, Andy, ce e în cutie? Este probabil un cadou pentru ziua de naștere a mamei. Ai promis că vom face jumii-juma. Nu, eu cred că este un animal.
Eu cred că este un elicopter. Eu cred că este o înghețată. Adică, știi tu, cui pasă? Eu cred că este cupa Stanley. Haide, domnule Larkin, te rog să ne spui. Toate la timpul lor, toate la timpul lor. De data asta chiar ți-ai dat în petec, partenere. Haide, Andy, spune-ne ce este. Este... Vei afla asta destul de curând. Uite-te la oamenii aia de acolo. Mai au puțin și rup cutia. Ce idee! Ei, am primit un mesaj de la săptămânalul farsărilor. Vor veni aici mâine dimineață să fie martori la deschiderea cutiei. Foarte bine! Farsa asta începe să meargă din ce în ce mai bine. Da, farsa merge grozav, dar... Dar ce? Puțină atenție din partea presei ar împinge-o puțin peste limită. Cum o să implici mass media? Ca pe toți ceilalți, folosind nimic... Chiar nimic. Ei, Larkin. Grizzly, își facă camera și vină cu mine. Un arici? Nu. O cadă de baie? Vă pierdeți timpul, nu vă voi spune. Exact la timp. Bună, băieți, ce e asta? Această cutie. Nimeni nu știe ce e înăuntru. Dar noaptea trecută puteam să jurăm că am auzit ceva zgomot venind dinăuntru. Și eu. Era ca o respirație adâncă, sugrumată. Parcă era un scârțit. M-a ținut trează. Elicopterele nu respiră. Ar trebui să chemăm controlul animalelor. Ai auzit? Hei, Tony, am obținut o poveste interesantă aici. Trimite reporterii. Nu-mi vine să cred că nimeni n-a căzut în capcana noastră. Nici mie. Deci, știi tu, la ce oră începe turneul totuși? Juriul de la săptămânalul farsărilor trebuie să sosească. Iar atunci vom deschide cutia. Abia aștept, știu că am concursul deja în sacoșă. Bună, numele meu este Andy Larkin, creatorul farsei. Bună, scuze că am întârziat. Mâinile mele au fost lipite pe volanul mașinii. Cele vechi sunt de neuitat. Deci, se pare că ai adunat ceva lume pe aici. Da, și voi deschide cutia în numai câteva minute. Și cum te simți să fii omul de care se vorbește cel mai mult în oraș? Ei bine, eu... Orice spui, după ce se termină toate astea, poate mergem la un film sau... Adică... Mă scuzați că vă deranjez, dar nu avem ceva important de îndeplinit? Da, pardon, nu pleca. Și acum momentul pe care l-așteptați de mult. Cadou pentru ziua de naștere a mamei. V-am prins, nu e absolut nimic. Halal celebritate. Eram sigură că trebuie să fie vreun animal. Pe mine nu m-a păcălit. Știam eu că nu este material din spațiul intergalactic. Bună încercare, Larkin. Face ca farsa noastră, lovește-mă, să pară genială. Nu cred că ați înțeles nimic, băiete, din regulile astea. Am spus nimic, nu cât mai mult posibil. Așteaptă, n-am avut nicio idee că nu era nimic în cutie, promit. Ha!
Acum ce faci? Trebuie să aflăm cine a umplut cutia și să-l facem să mărturisească revistei. Dacă nu, suntem descalificați, îți dai seama? Jervis, Martin, ce zici de gen? Ți-ar fi sabotat farsa într-o clipită? Nu cred că a fost ea de data asta. Ei bine, cred că la atâta lume care s-a învârtit în jurul cutiei putea fi oricine, nu? Sunt aproape sigur că au fost doi oameni în spatele ei. Cine? Lick și Leech. Ei aveau motivul, dar aveau și creierul? Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Bine, ei nu au inteligență, dar poate că au fost norocoși. Amintește-ți că ei nu trebuie să știe că îi suspectăm, da? Dacă nu ne-ar omorâ. Haide! Deci, Leech, acest ursuleț l-am găsit în cutia mea. Nu se întâmplă cumva din întâmplare să fie al tău, nu? Nu, ursulețul meu este, știi tu, acasă, sub pernă. Vreau să spun nu. Ce este sub cămașa asta? Este prea mică pentru mine. Hei, ce toți spui acolo, Larkin? Da, încerc să, știi tu, să spui că sunt gras? Nu, Leech, încearcă să afle cine a pus chestia aia în cutie. Lasă-mă să spun următoarele. Oricine ar fi făcut așa ceva, este foarte inteligent și poate farsa chiar și cu ochii închiși. Da, chiar foarte deștept. Bine, așa că mergeam în jos pe puntecă, printre tufișuri, și când am trecut de stâncă cam în direcția asta, Hervey mi-a spus ce să facem, dar n-am văzut concurenți. Oh, oh, nu, nu, iarăși! Bine, împarte și cucerește. Tu de-i pe Leech? Știi, Leech, ai putea la fel de bine să renunți. Leech deja a recunoscut că a pus chestiile alea în cutia mea. Știi, Leech, ai putea la fel de bine să renunți. Leech deja a recunoscut că a pus chestiile alea în cutia lui. Ei, cum ți-a reușit? Nu prea bine. Tu? Nu prea. Ce o să facem? Mâine pe vremea asta se termină concursul. Va fi mai greu decât mi-am imaginat să-i fac pe acești doi buni de afișat, pentru că sunt atât de proști să mărturisească. Buni de afișat, am zis? Hei, Larkin oferă o recompensă aceluia cu adevărat inteligent farsor care a umplut cutia, dacă vă recunoaște la săptămâna farsorilor. Wow! Dar putem să spunem că am făcut-o chiar noi. Am făcut-o? Nu, n-am făcut-o noi, dar putem spune că am făcut-o ca să încasăm recompensa. Oh, sigur! Redactorul este în spatele ușii aceleia. V-am prins. Ar trebui să-ți vezi privirea, amice. Este de neprețuit. Hei, bună ziua. Noi suntem prieteni de-a lui Andy Larkin și avem o mărturisire de făcut. Oh, da? Da. Noi am pus acele, știi tu, lucruri în cutia lui. Serios? Asta e interesant. Așa că am mărturisit, Larkin. Da, unde e răsplata noastră? Răsplata voastră este chiar acolo, în stradă. Hei, este doar o cutie goală. Hei, e totul a ta. Dar mi s-a spus că vom primi o răsplată. Hei, încă nu s-a spus care va fi răsplata. Bucură-te. Deci, de când săptămânalul a ajuns la concluzia că farsa lui Andy a fost sabotată? Ar trebui să fiu încă eligibil pentru concurs, nu? Ai dreptate! Și din moment ce farsa ta a fost atât de originală, tu iei premiul! Iau! Ce este? Nimic! Nimic? Nu! Aici e săptămânalul farsărilor! Totul nu a fost decât o farsă!
A fost? Și doar ca idee, vreau să-ți spun, băiete, că eu am pus lucrurile alea în cutia ta. Nota de plată, vă rog. Nu-mi vine să cred că am căzut în capcană? Nu te supăra, băiete. Am fost teribil de impresionat că ai reușit să convingi pe cineva să mărturisească. Da, cum zici tu? Ia ascultă, ce ai zice dacă ai fi subiectul unui articol în săptămânalul farsorilor? Mi-ar plăcea la nebunie. Minunat! Gerald aici de față îl va scrie. Oh, nu! Nu mai cad în niciuna din capcanele tale! Da, de ce n-am acceptat eu slujba la ziarul Ziua de East Giggle?